de sărbătorile pascale, am invitat câțiva copilași de vedete la un masterclass. Micuții au venit împreună cu părinții lor la restaurantul Beautiful by Cielo. Dragoș, însoțit de Aura Revenco, prezentatoare TV. Laurențiu Chirtoacă cu tati, Magda de mână cu Lenuța Gheorghiță. Alexandra și Nicoleta au fost aduse de Ludmila Agheni, directorul ghidului Eu Mama. Curioși și bucuroși că i-am lăsat să-și manifeste talentul în alegătitului micuții, ne-au spus că nu e prima dată când fac bucate și că, de fapt, ei își ajută mamele mereu în bucătărie. Eu vreau scuroșul. Ai apăsat și desenă? Dar eu nu-l pot deschide. Copilașii s-au descurcat de minune în rolul de bucătari, dar i-am rugat să ne dezvăluie și alte talente pe care le au. Soare, soare, domnule, spune câte roze ai. Sunt George, mica și plăpând de floare. Eu chem razele de soare. Peste floare găsi viață, natura să-și revie la viață. Eu pentru că sunt mai mică, o salut a mea mamică, pe frunte, pe obraz. Salut, George Negos, am dat la fel toate stelele din cer. Cât de mult visez să cânt, să dansez, visul m-a dorit, asta împlini. Copilul meu, ce mult am dorit, să vii pe lume și să fii fericit. Au recitat poezii, au cântat și ne-au demonstrat că știu să facă prăjituri, brioșe și ciocolată. Frumusețea din farfuria lor a fost apreciată de părinți. Gustoșeniile le-au încântat papilele gustative. Chiar și Lenuța Gheorghiță, care ține o dietă strictă, nu a rezistat tentației de a se înfructa din brioșele făcute de Magda. Am fost curioși să aflăm ce vor face vedetele de Paște. Noi de obicei de Paște mergem cu toată familia, mergem la țară, fiindcă acolo ne simțim foarte bine și Paștele pentru noi este anume atunci când suntem împreună cu părinții, cu bunei, cu toți grămadă. Sărbătoarea de Sfintele Paște este una dintre cele mai importante dintr-un an. Mai vine și sărbătorile astea și de Crăciun, că și ele sunt foarte importante. Dar dacă vorbim de Paște, sunt sărbătorile în care revin toți acasă, în care vin atât copiii de peste hotar, pentru că suntem într-un stat în care majoritatea, cineva dintre ei noștri sunt plecați. Eu sunt fată de la oraș, de la noi mai puțin s-au sărbătorit, de aia noi mergem tot timpul în sat, dacă avem rude, dacă avem bunici, și noi acum avem, am și socrii și acolo sărbătorim. Obișnuim în fiecare an, ca de Sfintele Sărbători de Paște, să mergem la țară, și anume la Costuleni, la părinții mei, în raionul Ungheni, acolo unde participăm activ la organizarea sărbătorii sau pregătirea sărbătorii, începând cu curățenia din casă, din ogradă și chiar până la măturatul de la poartă. Apoi o ajutăm pe bunica, bineînțeles, să facă pasca, cozonacul, ouăle roșii, iar seara, dacă mai avem puteri, mergem și la biserică ca dimineața să ne întâlnim cu toții la masă, mai ales că la această sărbătoare vin toți frații mei de peste hotare și ne întâlnim cu mult drag. De Paște mergem la părinți la țară, în fiecare an, asta este o tradiție. Și toată perioada pascală, de la Paște până la Paștele Blajinilor, o petrecem la țară, în familie, vopsim ouă, coacem cozonaci, facem biscuiți cu copiii ca și astăzi, gătim bucate tradiționale, mergem la biserică, sărbătorim Paștele așa cum se sărbătorește la noi la Moldoveni.